Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru martie, pentru luna martie. Etalare pe care o să o completați cu zodia voastră și cu, eu știu, zodia lunii, a lui Venus și a ce mai vreți voi să cercetați. Haideți să vedem. Luna martie la alegere 1, 2 și 3. Unu, doi, trei. Vă puneți pauză și vă gândiți. Se pare că luna asta sunt pe nuanțe de albastru. În fine. Ok, haideți să începem cu numărul 1. Numărul 1, care în timp ce am amestecat, a vrut să se arate două cărți. Interesant. Magicianul și Bella Rosa sau The Raven. Ciorile și Bella Rosa. Magicianul și diavolul. Sunt mai multe variante, mai multe mesaje. Ideea este că la capătul setului de cărți s-a oprit la turnul, la calii. La turnul, la o situație trăsnetă, o situație neprevăzută, eventual o despărțire, o destructuralizare. Și cred că în primul și în primul rând destructuralizare sau răsturnare de stări emoționale, pentru că în spatele turnului apare regina de cupe, nu obligatoriu semn de apă, dar o persoană emoțională, vizibil emoțională, nu e ca regele de cupe care își ține emoțiile în control, luna, confuzii, spânzuratul, semnul peștilor, de fapt cam toate trei reprezintă semnul peștilor. Probabil cineva are marcaj puternic în semnul peștilor sau chiar dacă nu aveți marcaj nici unul nici celălalt, soarele din pești, pentru că facem etalare pentru martie, da? Soarele din pești vă influențează, face o quadratură cu Uranusul vostru, cu Pluto, cu o planetă care vă răstoarnă o situație emoțională, vă obligă să vă transformați. Vă obligă să vă transformați. Și ce este frumos, că după acest turn, văd în spate și 6 de monede, dorința de a echilibra o situație, dorința de a construi o relație în echilibru. Ia uite, dorința de a renaște ceva sau de a vă schimba o stare. Dacă sunteți singuri, v-ați dorit o relație cu cineva, v-ați dorit o relație cu cineva. Ați simțit că acest personaj vă dă aripi, vă poate transforma Phoenix, da? Și totuși lucrurile au stagnat din cauza unor confuzii, a unor neînțelegeri emoționale. Și această regină de cupe poate să însemne, repet, o stare a voastră emoțională sau un personaj emoțional sau care vă emoționează. Dar, în fine, deci finalul acesta este, nu neapărat finalul, etapa acestei povești, o trece sau cum să zic, ia uite că mă încurc în exprimare. Această poveste trebuie să se transforme. Pentru că s-a stagnat mai mult decât era cazul, da? S-a stagnat, s-a stat pe loc, nu s-au materializat niște lucruri. Și este frumos că apare magicianul și diavolul. Magicianul înseamnă dorința de a manifesta, de a începe ceva nou, mai ales după această răsturnare de situație. Acum, diavolul ăsta poate să fie obsesia de a construi, de a manifesta un nou început, obsedant, da? Dar mare grijă, pentru că diavolul înseamnă foarte multe, mare grijă să nu începeți să construiți iar ceva bazat pe ego, pentru că altfel se răstoarnă. Posibil, ceea ce spun eu acum să țină chiar de trecut. Să țină chiar de trecut. Haideți să vedem acum totuși. Luna martie. Ce aduce pentru cei care ați ales numărul 1? Ia uite, 1. Ce aduce luna martie pentru cei care ați ales numărul 1?
Șase de spade. Vreți să călătoriți într-un loc sau către cineva care vă aduce stabilitate, vă aduce echilibru? Vreți să lăsați în urmă niște contracte? Op, op, nu trebuie să mă pici. Uf, și chiar am vorbit de călătorie, drăguț. Că apare iar 8 de spirale. 8 de spirale. Chiar dorință, chiar materializează, nu rămâne doar un gând. Dar nu este la nivel de detașare mentală de niște situații neplăcute. Chiar vreți să manifestați această călătorie cu multă pasiune. După ce s-a stat pe loc, au fost niște lacrimi, niște blocaje, poate, nu blocaje, imposibilitatea de a manifesta ceva din cauza unor probleme financiare. Ia uite, niște două suflete perechi n-au putut manifesta, n-au putut să se întâlnească. Au fost într-o tăcere, în lipsă de comunicare, de contact. Ce frumos! Ce frumos! Ok. Deci aveți 6 de spade, 8 de băte, împărăteasa. Gaia, ce frumos! Am zis că mergeți, măi, mergeți! Cine a ales acești fluturi chiar se transformă și iar apare Marea Preoteasă, în secret. Vreți să... Și Regina de Spade. Regina de Spade, semn de aer, mai mult sau mai puțin, sau cineva cu marcaj puternic în semn de aer. Cineva care a suferit în această despărțire, în această separare de ceva. A fost separat și a suferit. Și a suferit în secret cu această mare preoteasă, dar în secret posibil a și învățat să se conecteze la intuiția sa și să se transforme, pentru că după cum vedeți, țese un fluture, da? Regina de spade țese. Lucrează. M-aș fi așteptat să scrie, să fie la un pupitru scriind, dar știm bine că anumite semne, marcaje, semne de apă ne dau și îndemânare. În fine, dar e o metaforă, evident. A fost implicat în transformarea sa. Hai să și clarificăm. Să mai iau o carte înainte de clarificare. Hai mai dă-mi o carte. Ok. Ah, interesant. Merlin sau numărul 0? 0. Și-am văzut 1, magicianul, și 0, nebunul. Se dorește o renaștere, se dorește o transformare. Fluturile acelea pe care Regina de Spade îl țesea, l-a țesut în secret, reapare sub forma lui Phoenix. Bine, nu e fluture, e Phoenix, dar tot e o chestie naripată. O chestie naripată, dorința de a transforma. După ce s-a plâns, 4 de oglinzi, iar din cauza acestei tăceri. Iar, iau te, eremitul, din cauza și exact aceleași cărți, unor probleme financiare, eu știu ce alte probleme au fost. Hai să și clarificăm. Clarificăm cele patru cărți. 6 de spade, 8 de bâte. În primul și în primul rând, dorința de a vă detașa mental, de ce este și e frumos dacă ați ascultat și eliberările pe care vi le-am indicat ieri, să faceți eliberări și vă ajută să vă detașați de o gândire pesimistă, de blocaje, de multe, de multe. De ce nu vă ajută să manifestați, da? Și după această detașare mentală, intrați în acțiune, într-un fel sau altul, călătoriți, comunicați, dacă nu-i călătorie, e comunicare, comunicare rapidă, ia uite, săriți peste orice blocaje, ce frumos, da, săriți peste blocaje, văd un cerb, adică e energie masculină, e frumos, e o energie masculină care se duce către o energie feminină, către abundență, către pace, către atmosferă, am zis, senină, plăcută, echilibrată. Și se dorește acest zero, această manifestare, o nouă etapă în viața voastră. 6 de spade a fost clarificat de valetul de cupe. Se dorește o împăcare și comunicare emoțională, pentru că nu s-au comunicat niște stări.
triste sau de bucurie nu s-au comunicat. Clarificăm. Opte. Bâte. Opa, hai mă, că mă dau jos de pe scaun și nu-mi place. Stăteam bine. Ia uite, 6 de spade. Deci chiar sunteți. Chiar sunteți deciși să vă luați lumea în cap. Vorba vine. Să vă luați lumea în cap. Că sunteți voi chiar cineva care vrea să vină către voi, cavalerul de spade, foarte hotărât, să vină să comunice cu acest personaj. Personaj independent, Gaia, da? Similar cu preîmpărăteasa și aici este similar cu împărăteasa. Ce frumos, da? Ce frumos! Chiar se dorește. Iar valetul de bâte... Se dorește comunicare, o comunicare creativă, în adevăr și în bucurie. Nu știu, sună așa, împăcare. Clarificăm împărăteasa, te rog frumos. Și nu mai dau cărțile pe jos, că mi-e greu și mie să mă plec de fiecare dată. De fapt, nu mi-e greu, dar stau bine. Împărăteasa, te rog frumos, ia. Hai. Clarificăm împărăteasa pentru numărul 1. S-a răsucit ceva sau mi s-a părut mie? Clarificăm împărăteasa. Ia uite. Nu, deci efectiv sunt pus acum la... Cinci de bâte. Cinci de bâte a fost clarificat împărăteasa. Regele de cupe, ia uite. Regele de cupe și văzusem și regina de cupe. Ia uite, această preîmpărăteasă și ea revine, cavalerul de spade, preîmpărăteasa, da? Și regele de cupe. Acest personaj frumos, de valoare, își controlează emoțiile. Știu că uneori avem impresia că dacă cineva nu ne arată emoții, mai ales noi, doamnele, dacă un bărbat nu ne arată emoțiile, gata, avem impresia că nu suntem iubite. Dar trebuie să nu uităm că bărbații se manifestă totuși altfel decât femeile. Și este și normal că dacă s-ar manifesta ca noi și iar pică... Îmi pică cărțile. 9 de cupe, e frumos. 0 a fost clarificat. Ia, uite, împărăteasa. Băi, ce frumos, ce frumos pentru voi. Ce frumos pentru voi. Deci, setul de cărți s-a oprit la împărăteasă și la Phoenix. Renașteți în abundență. Dar cine a ales, trebuie să aleagă. Trebuie să aleagă această abundență. Da? Și trebuie să aleagă comunicarea. Am impresia că are de lăsat niște responsabilități în altă parte sau o situație pe care nu a exprimat-o secretă, poate chiar și un alt parteneriat cu altcineva pe care l-a ținut în secret și faptul că a ținut în secret acest lucru a atârnat pe umerii personajului. Însă acum, cine vine, la cine vă gândiți voi, trebuie să aleagă să comunice adevărul și să manifeste abundența. Și în primul rând, nu doar să comunice, să și taie acele legături sau responsabilități care îl sau o țin pe loc. Hai să revedem. Hai să revedem cărțile. Deci, 6 de spade cu valetul de cupe. 8 de bâte cu 6 de spade, de 2 ori 6 de spade, da? Împărăteasa cu 5 de bâte. Și 0 nebunul sau Merlin cu 9 de cupe. Pentru această abundență, pentru acest spor, pentru acest echilibru, echilibru pentru că împărăteasa e echilibrată, nu vă gândiți că împărăteasa e zbuciumată, nu, nu. Evident că împăratul și împărăteasa, ca să creeze, să genereze acel imperiu, trebuie să fie amândoi în echilibru. Pentru această împărăteasă,
Pentru această abundență, să zic, nu neapărat împărăteasă, dar vă dau mai multe variante, pentru că asta înseamnă Gaia. Ia uite aici de două ori, da? Pentru acest rezultat superb, potențial, nemaipomenit, trebuie să vă luptați. Voi sau ei, evident. Voi sau ei. Trebuie să vă luptați, să nu uitați că există concurență, că acest personaj are multe alte personaje în jur. Și dacă vreți să îi cuceriți, dacă așteptați să fiți cucerite sau cuceriți, cine, eu știu, la cine vă gândiți voi, personajul respectiv trebuie să, cel care vine, cel care își dorește această călătorie, cel sau cea, trei cărți, din care două de două ori, da? Trebuie să se lupte un pic. Și această luptă începe cu niște scuze sau cu o comunicare de la suflet la suflet. Uitați-o! Și se vede în această primă carte, șase de spade. Două personaje foarte diferite, da? Un elefant și o zâniță. O zâniță, care probabil că este această împărăteasă, da? Foarte diferite personaje, dar se înțeleg. Trebuie să lase amândouă, nu doar voi, și ei. Sau nu doar ei, și voi. Trebuie să lăsați trecutul în spate ca să puteți genera ceva nou care va duce bucurii și spor. Și spor. Ia uite, împărăteasa, da, de două ori. Bucurii, împlinirea tuturor dorințelor, pentru că nouă de cupe e similar cu steluța, da, și spor. Aveți un potențial deosebit. Dar, repet, nu vreau să fie nici foarte lungă etalarea, că nu are rost să vă plictisesc sau să vă adorm pe YouTube, da? Ideea este că trebuie să comunicați amândoi de la suflet la suflet, da? Să vă împărtășiți emoțiile, să cereți scuze, să primiți scuzele, să încercați să iertați, dar v-am mai zis eu, nu iertați oricum, nu acceptați situații complicate sau confuze, nu, îndreptate, pentru că am văzut la capătul setului de cărți aici și asul de spade. Trebuie exprimat ce s-a simțit în această perioadă de tăcere, da? Trebuie exprimate foarte multe și trebuie ales. Totuși, trebuie ales. Cineva sper că alege totuși în această perioadă. Da. Se dorește renașterea. Se dorește renașterea. Phoenix. Judecata. La capătul setului de cărți. Văd semne de aer sau marcaj de aer, ca să nu zic musai semne, dar văd mult marcaj de foc. 8 de bâte, 5 de bâte și nebunul. Nebunul care în general este zodia berbecului sau... În fine. Sau un personaj cu mult foc și foarte doritor să riște într-o nouă direcție. Dar cine riscă, repet, nu trebuie să uite că trebuie să se lupte. Nu înseamnă că gata, ne-am împăcat și totul e o poezie și merge așa de la sine. Pentru lucrurile frumoase trebuie să ne luptăm. Da? Și după luptă, după cucerire, că asta înseamnă 5 de bâte, după cucerire, începem să manifestăm acest zero și această fericire. Pentru că la împărăteasă, sau dacă nu e vorba de împărăteasă, dar ar putea să fie vorba de un personaj matur, cu rezultate, cu victorii, cu o valoare specială, o energie feminină divină, o energie feminină înaltă, în cazul în care e un personaj, dacă nu, repet, este un spor, este o abundență în cuplu, pe care vă doriți și pe care trebuie să luptați. Dar dacă e un personaj și pentru acest personaj trebuie să vă luptați, pentru că oamenii de valoare trebuie cuceriți. Trebuie convinși, pentru că, evident, oamenii de valoare nu se oferă oricum, oricui, în orice condiții.
Și cine a greșit, sau poate n-a greșit nimeni, poate au fost niște condiții, am văzut probleme de financiare, au fost probleme financiare, da? 5 de monede a apărut de două ori. Au fost, poate chiar un triunghi, în fine, a fost o tăcere necesară ca cineva să crească, eremitul a apărut de două ori. A fost o oportunitate pe care, sau o ocazie pe care ați pierdut-o la un moment dat, dar pe care vreți sau vrea cineva să o renască, să o refacă. Pentru că am văzut și turnul, dacă vă aduceți aminte, la o separare bruscă, da? O separare bruscă la început a fost. Din cauza unor confuzii emoționale, din cauza unor emoții intense au fost, că a fost și regina de cupe. Și nu toată lumea reușește să aibă, să se simtă bine în această energie emoțională. Cum ar trebui să abordați? Haideți să vedem. Cum ar trebui să abordați situația? Ce energie ar trebui să aveți? Cum ar trebui? Cum ar trebui? Ce energie ar trebui să aveți? Odată. Oh, ok. Nu, sunt multe. Sunt prea multe. Nu am cum să iau. Odată. De două ori. Trei ori. Ok. Oh, multă pasiune. Scorpion. Cine vine? Vine cu multă pasiune și hotărâți să vă atragă. Să lupte pentru voi, să elimine orice dușman, orice potențial, orice pretendent sau pretendentă. Ia uite ce frumos, 9 de cupe, pentru că își doresc această bucurie. Au avut timp cât au fost separați să se gândească de fapt ce vor. Și dacă nu este vorba de un personaj, poate să fie vorba doar despre voi. Voi doritor să lăsați în urmă ceva ce nu v-a prit, da? Voi doritor să... Să nu vă mai mulțumiți cu o singură cupă, ci să vă doriți cât mai mult 9 cupe, da? Pentru că aici lăsați în urmă, dacă ar fi vorba doar despre voi. Dar eu cred că vine totuși cineva, că sunt semnale. Dar dacă ar fi vorba doar despre voi, am zis că este posibil și așa, încercați și puneți-vă tot focul, toată pasiunea în a manifesta această detașare de trecut, 6 de spade apare de două ori, și a merge. Deci ce lăsați în urmă? Lăsați în urmă valetul de cupe, un potențial, o situație emoțională plăcută, dar mergeți către 9 de cupe. Da? Dacă aici este o cupă aurie, aici sunt 9 și e mult mai mult galben, mult mai multă căldură. Albul ăsta e un pic mai rece. Dar, repet, ca să ajungeți la 9 de cupe, trebuie să vă luptați. Și 9 de cupe poate să fie un job, da? Pentru că este sub sau lângă acest zero, acest Merlin, da? Să deveniți magicienii vieții voastre, să vă transformați viața. Dar pentru asta... Ascultați videoclipul de ieri, învățați să vă eliberați. Pentru că, oh, ce frumos! Aveți Phoenix, 9 de cupe, broscuța, broscuța care e binecuvântată. Ia uite, da? Binecuvântată. Și Phoenixul. Dacă nu aveți planete în Scorpion, ceva legat de Pluto al vostru vă ajută să vă transformați. Mhm. Interesant. Și totuși, dacă vine cineva, cred că vine cu un foc teribil de determinați să vă cucerească.
în cazul în care nu este doar vorba despre voi și simțiți că simțiți și voi, pentru că degeaba vă zic eu, dacă nu simțiți și voi, știți, că trebuie cineva să vină. Și chiar dacă nu simțiți, ar putea să fie o surpriză, că na, etalarea de tarot vine și ea cu surprize. Și iar am vorbit mult și am zis că nu vorbesc mult. Haideți să vedem. Energia sexuală. Nu mai pica, nu mai pica. Of, ce mă supărăm, oftic. Ai, băi, nici nu se poate. Mă, să vă bucurați mult, cel puțin această perioadă. Mai da de un foc de o pasiune. Ți-am zis că cine vine, are un foc de... Nu știu cât o să fie, faceți față la acest foc. Nu știu cât o să faceți față la această pasiune. În spatele acestei broscuțe este un fenix. Un fenix care renaște din ce? Dintr-o hienă. Deci dintr-o hienă, acest personaj, probabil rănit în trecut și a învățat să se comporte sarcastic, ironic și răutăcios, da? Acest personaj, posibil semn, sau marcaș puternic în semn de foc, se transformă într-un mod miraculos și știți bine că și broscuța se transformă. Și din ce motiv se transformă sau când? Când e sărutată din dragoste, din dragoste adevărată, nu așa din dorința de a simți, eu știu ce senzații, nu. Doar o dragoste adevărată poate transforma broscuța în prinț. Ei! Și broscuța a fost înainte hienă, da? Cineva renaște. Și reapare în viața voastră, iar fenixul, scorpionul, și știți că și scorpionii pot să fie răutăcioși. Dar nu e vorba doar de zodia scorpionului, e vorba de casa 8-a, e vorba de Pluto, e vorba de Marte. Marte care reapare aici, da? Cineva cu multă, multă pasiune își dorește să vă cucerească. Și dacă până acum s-a stat, sau mai bine zis, v-ați controlat, iar, o fi semn de foc, o fi semn de aer, ea nu mai contează. Cineva care a fost foarte rece, sobru, nu prea arătat emoții, s-a controlat, a luptat cu ego-ul său sau și-a arătat mai mult ego-ul decât dragostea. Ei, acum o să vă obosească. Se dorește acest sărut, poate la început va fi furat, dar dintr-o hoție emoțională, se va ajunge la o mare pasiune, pentru că, ia uite ce aveți, 9 de cupe, deci de 3 ori 9 de cupe, de 3 ori 9 de cupe, de 2 ori Phoenix, de 2 ori Marea Împărăteasă, da? Și am mai văzut de 2 ori 6 de spade. Foarte frumos, foarte frumos. Dacă ajunge să vă sărutați, să vă simțiți bine, o să simțiți că puteți să fiți vulnerabil. În această nouă etapă puteți să fiți vulnerabil unul cu celălalt și să vă simțiți bine unul lângă celălalt, chiar dacă toți avem defecte, da? Să vă vedeți defectele ca fiind calități sau lucruri naturale, acceptabile și chiar atractive, da? Pentru că unor și defectele pot să fie atractive. Dar cel mai important este că dacă ajungeți să vă iubiți, vă veți iubi până la zi. Din seară până în zi. Veți obosi, pentru că 7 de monede arată un cuplu obosit de o noapte activă, da? Unii ați așteptat, 7 de monede înseamnă și așteptare, ați așteptat această pasiune, 3 de bâte, și asta înseamnă așteptare, știți bine, unii dintre voi, ați așteptat cu multă răbdare această pasiune și ea ca vine și vă va fi foarte drag să vă sărutați. Eu cred că nu vă veți sătura de aceste sărutări. Ia uite, e un foc în spate, vedeți? Și o să vă placă foarte mult să vă mângâiați prin păr și să vă degustați îndelung, până o să ajungeți să vă simțiți suficient de confortabil unul cu celălalt ca să lăsați și zone vulnerabile la vedere
Și nu e vorba doar de vulnerabilitatea fizică, ci și cea emoțională. Să vă puteți privi ochi în ochi și să nu vă fie jenă, să vă recunoașteți sufletul împreună, când sunteți împreună. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Trecem la următorul număr. Nu știu dacă aș pune pauză pentru că mi-e teamă să nu se decaleze sunetul. Din acest motiv am și m-a și aplecat în timp ce au picat cărțile. Ok, hai să punem cărțile la loc. Și numărul 2. Numărul 2. Haideți să vedem ce vi se pregătește în luna martie pentru cei care ați ales numărul 2. Extraordinar. Nu mai pica. Interesant. Cu o carte. Numărul 2. Spânzuratul. Au fost niște situații care v-au ținut pe loc, dar necesare ca să învățați niște lucruri. Wow! Eremitul. Iar am zis de învățat, de lecție. Lecție spirituală. Hai să și clarific imediat, vă zic cărțile. La voi au venit un pic mai mult, au venit 5. 10 de spade, 3 de cupe invers, 4 de spade, 5 de monede și asul de spade. Un nou început în temei. O victorie. O victorie mentală asupra unor mari, mari probleme. Hai să vedem cum sunt clarificate. Regele de cupe. O carte. Clarificăm 3 de cupe invers. 3 de cupe invers. Are rău pentru voi. Ok. Spânzuratul. Steaua, ce frumos. Moartea. Și 6 de spade. Deci, aveți 10 de spade, 3 de cupe invers, 4 de spade, 5 de monede, asul de spade. La capătul setului de cărți aveți 10 de cupe. La capătul unui set de cărți, 10 de cupe. Toate aceste probleme prin care ați trecut v-au a fost o lecție, o lecție de viață destul de intensă, în care a trebuit să învățați să așteptați sau să manifestați acest 10 de cupe. Nu e ușor de manifestat această fericire, da? Nu este ușor de manifestat. Uneori trebuie să așteptăm și în această așteptare trebuie să ne rugăm, trebuie să ne găsim echilibru în credință. Posibil, unii ați avut în spate o relație, un contract, o familie cu cineva și din acest motiv nu ați putut manifesta aceste 10 de cupe, această bucurie.
Deci, 10 de spade și regele de cupe. Bine, o să văd la sfârșit totuși către ce se duce acest 6 de spade. Regele de cupe reprezintă un personaj care se echilibrează emoțional, a învățat să se echilibreze emoțional după ce a reușit să se ridice din probleme și din dureri. Eventual a învățat să se vindece. Eventual a învățat să se vindece. Și să-și controleze emoțiile, pentru că a învățat că emoțiile generează gânduri și gândurile se manifestă într-o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu. Unii dintre voi sunteți între cineva cu marcaj puternic în semn de aer și marcaj puternic în semn de apă. Ori voi sunteți cu marcaj, nu neapărat semne, marcaj în semne de apă, ori ei sunt, ori voi aveți în semn de aer, ori, în fine, vedeți unde vă găsiți. Da? Aer, apă, dar marcaj, nu neapărat zodie. În continuare, în această perioadă, nu zic musai martie, că o fi în sfârșit de februarie, că o fi de-a lungul martie, poate se continuă până în aprilie, renunțați la aceste dureri și în momentul în care renunțați la aceste dureri, începe să simțiți dragoste față de voi. Regele de cupe înseamnă dragoste și față de voi. Sau poate vine cineva, voi știți, dar eu așa simt. Așa simt. Simt că vă apropiați, începe să manifestați sufletul vostru pereche. Asta pentru că 3 de cupe a venit invers. 3 de cupe înseamnă într-adevăr bucurii cu prietenii, înseamnă și întâlnirea cu sufletul pereche. Dar când vine invers, deja, chiar dacă nu e întâlnirea, simțiți că se manifestă sau comunicați cu acest 2, da? 3 de cupe intră înspre 2 de cupe. Simțiți că eliberându-vă de probleme și începând să vă iubiți pe voi, începe să atrageți sau intuiți, simțiți, aveți niște vise. Asta de ce? Pentru că acest 3 de cupe a fost clarificat de spânzuratul. Spânzuratul care n-a venit în poziția aceasta normală, tipică, da? Care reprezintă stagnare și iluminare, ci a venit în mișcare. Deja ieșiți din această stagnare care a fost datorită problemelor, da? Ieșiți! Ați primit iluminarea fiind dragostea față de voi înșivă și iubindu-vă pe voi, atrageți un suflet pereche care să vă iubească cu trecutul vostru. Nu neapărat. Ideea este nu să vă iubească cu vicii, ci să vă iubească doritor să vă schimbați în varianta voastră cea mai bună, da? Deci asta se întâmplă în momentul în care vă eliberați, începeți să vă iubiți, să vă atrageți un personaj care este pe măsura sufletului vostru renăscut, transformat și începeți să vă ordonați mintea. Pentru că 4 de spade înseamnă meditație, începeți să meditați pentru că ați ieșit deja din stagnare, ați primit iluminarea. Știți că dacă vreți, cum am zis mai devreme, repet ca să vedeți că și cărțile confirmă, știți că trebuie să preluați această sabie, acest nou început, dar pentru asta trebuie să vă vindecați sau să vă eliberați de niște răni emoționale. Eu zic că e vindecare emoțională. Vindecare pentru că a fost clarificat de steaua. Steaua înseamnă vindecare, da? Trebuie să vă vindecați și mental și emoțional. E un proces, sunteți acum într-un proces de transformare, despre care citesc acum, numărul 2. Sunteți într-un proces de transformare și de vindecare. Cărțile toate despre asta vorbesc. Despre vindecare, eliberare mentală, eliberare emoțională.
Și făcând meditație, începe să aveți credință. Începe să aveți credință. Poate faceți, dacă ați ascultat și prezentarea de ieri, niște băi de curățare, de eliberare de karmă. Karmă aici vizibilă, vizibilă, da? Și este minunat. Este minunat. În continuare aveți un 5 de monede clarificat de moartea. Iar simt că această iluminare se întâmplă, s-a întâmplat în această perioadă. Sper ca și videoclipurile pe care le fac să vă ajute. 5 de monede înseamnă probleme financiare, probleme în cuplu, da? Nu vă simțiți bine cu cine sunteți, cu cine ați fost, și dacă vine cineva, și au problemele lor, dar dacă lăsați în urmă acel trecut, puteți renaște și separat și împreună. Voi știți în ce stare sunteți, dacă sunteți în cuplu sau dacă sunteți singuri, de azi zic, pentru că este o etalare colectivă. Dar acest 5 de monede este o mentalitate. Este o mentalitate în care ați fost crescuți, în care, sau poate n-ați fost crescut, ați luat-o de prin societate, de pe unde ați mai fost, de prin cuplu, da? Că e o relație totuși. E o mentalitate în sărăcie, da? Care nu atrage abundență, nu. Care atrage frig. Și probleme. Și boli. Și aici este, faptul că a fost clarificat de moartea, vreți să puneți capăt, să nu mai aveți de-a face cu acest gen de gândire. Sau cu problemele prin care ați trecut, problemele financiare. Dar, eu cred că ține mai mult de o transformare, pentru că 5 înseamnă schimbare, de o schimbare de mentalitate. Dar radicală, cu foarte intensă cu această moarte. Și ce este frumos este că se termină această etalare cu asul de spade pe care l-am văzut în aici, în patru de spade. În patru de spade, e aici, asul de aici. Îl luați până la sfârșitul perioadei, care poate să fie, repet, și în aprilie, chiar dacă citesc în martie. Preluați acest as, da? Începe să manifestați această nouă direcție, zic, pentru că este clarificat de 6 de bâte. Nouă direcție mentală, detașată de aceste probleme, detașată de aceste probleme financiare, da? Renăscuți, deciși să mergeți către victorie, renăscuți, deciși să mergeți către soare, da? Către steaua asta la care ați meditat cât ați fost sau cât veți fi în patru de spade, sau la care meditați acum. Posibil să fie un personaj. Care vă învață. Vă învață să faceți aceste lucruri. Pentru că steaua este și o figură publică. Un personaj care lucrează în public. Dar, repet, sunteți deciși să lăsați în urmă trecutul și să mergeți către victorie, către o nouă etapă în viața voastră. Eventual să comunicați cu cineva, dar nu atât de mult simt comunicarea, cât eliberarea. Eliberarea de trecut, transformarea și manifestarea. Acestui vis, acestui 10 de cupe, acestei iubiri adevărate, la care ați visat, la care ați visat mult timp, cu spânzuratul, cu 7 de monede pe care ați așteptat-o, dar pe care nu ați putut-o manifesta până n-ați învățat să vă iubiți pe voi înșivă, da? Și să vă eliberați, și doar în momentul în care v-ați eliberat de aceste probleme. Frumos! La capătul setului de cărți aveți regina de spade în spate. Această regină are un capricorn, sau neapărat capricorn, are un diavol, da? 2 de monede, da? Posibil a fost între două situații acest personaj.
două legături, poate să fie și job, nu neapărat legături amoroase, da? Probleme financiare, nevoia de a-și echilibra cu orice chip viața, echilibra financiară, evident. Dar simt că această regină de spade se manifestă acum ca și as de spade, hotărâtă, da? Să manifeste 10 de cupe și să se elibereze de contracte, de personaje, de ego, de frici, de probleme financiare, de triunghiuri amoroase, de, da? Hotărâtă să construiască, să-și construiască, să renască și să-și construiască viața. Așa simt. E frumos. Este frumos. Hai să vedem ce spirit ar trebui să aveți în această perioadă. Spiritul numărul 2. Ce ar trebui sau cum ar trebui să manifeste? Ca și totem, că tot am făcut totemul. Totemul vostru în această perioadă. Ia uite, ursul. Ursul, dar e drăguț că a venit invers. Ursul care iese. Oh, ce frumos aici este, s-a oprit la asul, un soi de as. În fine, asul de foc. Aveți și asul de spade. Măi, ce să mai... Dacă e transformare radicală, lăsați-o să fie radicală. Renaștere. Moartea vechiului ego, apropo de diavol. Da? Ego-ul vostru sau voi în relație cu oameni care s-au purtat așa, da? Moartea acestui trecut. Trecutul, da? Și renașterea. Începeți ceva nou, chiar dacă pe alții îi deranjează, pentru că e un început care irită. Poate și vouă să vă fie greu uneori, da? Însă fiți hotărâți, pentru că apare ursul. Ursul care a venit invers, care nu este în hibernare, iese din hibernare. Eu cred că ați fost în hibernare și voi trebuie să ieșiți acum din hibernare, că tot se încălzește, se desgheață apele. Și ieșim din iarnă. E tot un soi de as. Ia uite, e al treilea as cu alte cuvinte. Bine, nu e as, e prima carte din seria semnelor de pământ, prima carte din semnele de foc și... prima carte din semnele de aer. Aveți într-un fel trei ași, moartea și steaua. Are o renaștere fantastică, o transformare deosebită. Și steaua. Și steaua la care meditați în această perioadă. Contâlniți posibil. Pentru că oricum vă ghidează, pentru că steaua ghidează, vă ghidează în această călătorie. Urmăriți-vă steaua, stelele, intuiția, visurile. Interesant. Și ce am zis de nu știu câte ori, am zis că 6 de spade lasă în urmă apele tulburi, zonele noroase și merge către soare. Și uite unde e soarele, soarele tot aici, da? Adică tot în această etalare, dar în această carte a morții și renașterii. E un soare, mergeți către soare, chiar dacă e greu, chiar dacă nu, trebuie să renunțați la multe lucruri. Haideți să vedem din punct de vedere sexual. Dacă aveți pe cineva, dacă simțiți că în această poveste există un rege de cupe, pentru că văd semnul scorpionului sau cineva cu marcaj puternic în semne de apă, în mod special scorpion sau pești, pentru că e și spânzuratul, și avem moartea și regele de cupe, văd și marcaj puternic în vărsător, marcaj, că poate are Venus, dacă e semn sau e vărsător cu semne în pești, da? Sau pești cu planete în vărsător. Cine o fi, rămâne să descoperiți. În fine, am zis că să vă fac și vouă. Iau ce frumos, 8 de cupe. Etalare despre viața intimă. Nu, 8 de cupe, 9 de monede și încă nu. Numărul 2.
despre viața lor intimă. Despre viața lor intimă. Nu sunt multe. Mai dăm o carte pentru numărul 2. O cărțulie. Au venit două. Mai. Băi, ce frumos! Deci al patrulea. Sunteți nebuni. Nebuni în dragoste o să fiți. Ce frumos, meritați! Aveți numărul 1, magicianul. Măi, se manifestă, am zis, în momentul în care vă iubiți și renunțați la acest trecut, apare și dragostea adevărată. Apare. Apare sub forma magicianului. Magicianul, iaute. Sub magician, ce este soarele? Vă întâlniți? Aveți pe cineva la distanță 8 de monede. 8 de monede. La distanță. În general, 8 de monede, asta înseamnă comunicare la distanță sau cineva care este la o... În fine. Peste apă. Poate să fie și ocean și țări și localități. Da? Dar comunicați. Începe să manifestați această fericire. Începe să manifestați această fericire. Dar, repet, vindecați-vă, faceți eliberări, ascultați acolo ce trebuie făcut ca să puteți să împliniți ce trebuie, să puteți să vă bucurați. Eliberați 8 de cupe. Lăsați în spate pe cei care, cu care nu vă potriviți, da? Care nu vă satisfac. 8 de cupe cam asta face, da? În general se eliberează de cupele neîmplinite și merge către 9, nu? Lăsați, respingeți pe cei care v-au făcut să suferiți, care eu știu ce s-a mai întâmplat. 8 de cupe. Hai să punem așa. În momentul în care îi lăsați pe aceia în spate, puteți întâlni, eu cred că este această întâlnire, puteți întâlni această stea, acest personaj care ori vă ghidează, ori vă este predestinat, depinde de la om la om, da? Steaua. Este steaua voastră. Și simt că e același personaj, pentru că nouă de mode în general înseamnă preîmpărăteasă. Și când ai de face cu un personaj care se apreciază și are o valoare specială, și tu te schimbi, știți? Și se creează o legătură foarte puternică. În momentul în care lăsați în urmă trecutul și vă apropiați de acest personaj, dacă vă întâlniți, o să simțiți această legătură foarte puternică între voi. Atât de puternică încât o să vă doriți să aveți tot timpul ceva de la ei, la voi. Și zic așa pentru că, după 9 de monede, apare asul de bâte. Dorința de a arde împreună în această pasiune. Această pasiune. Când mergeți către soare, lăsați, da? Mergeți către soare, vă mai arăt. Mergeți către fericire, aici. E acolo. Doar trebuie să renașteți. Și după asul de bâte apare 10 de cupe. 10 de cupe. Fericire în cuplu, da? Dacă aici v-ați respins, au fost personaje, au fost situații, da? Vizibil. În această carte nouă de spade, da? Acum o să vină cineva. În cât timp rămâne de văzut, dar acum primim mesajul în martie. O să vină cineva cu care o să vă simțiți bine. O să vă simțiți protejați în preajma lor. O să vă protejați spațiul sacru și partenerul sacru. Așa simt să zic, partenerul sacru. Mă, vă plac scoicele? Că mie îmi plac. Și cred. Ce frumos că 10 de cupe l-am văzut și aici, da? Ați așteptat această fericire, dar a meritat așteptarea. Dar, repet, trebuie să ieșiți, da? Reascultați dacă cumva ați uitat. Să lăsați în urmă acel trecut. Pentru că vine cineva cu care vă veți potrivi foarte bine. Și veți dori să aveți o familie și veți dori să aveți un copilaș aici. Și veți dori să aveți tot timpul ceva frumos de la ei, măcar o buclă sau ceva. Nu știu. Un cerceluș, ceva, rămâne de văzut.
un personaj, apare un personaj pe care îi veți adora. În cazul în care nu știți acest personaj va apare, pentru că apare și magicianul. Acest personaj va fi ca soarele pentru voi. Iar vorbesc de soare și iar, dar pentru soare aveți nevoie de transformare. Aici soarele, da? E frumos. E frumos. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa! Pa. Acum o să trec la numărul 3 și numărul 3 sper să mă aștepte să-mi pun un pic în ordine cărțile, da? Pentru că mi-e teamă că dacă pun pauză, să nu se decaleze, că s-a mai întâmplat de-a lungul timpului și nu vrem să se mai întâmple așa ceva, nu? Ok. Ok, numărul 3. Haideți să vedem ce... Amestec un pic cărțile, da? Pentru numărul 3. Numărul 3. Ce ați mai făcut, mai domnilor și doamnelor? Sunteți bine? Cum primiți primăvara? Sunteți optimiști? Vă eliberați? Ați ascultat înregistrarea de ieri? Vă eliberați? Trebuie să vă eliberați cât mai des, pentru că avem foarte multe lucruri de eliberat. Foarte multe lucruri. Sper să completez înregistrarea, pentru că astăzi mi-am dat seama că aș mai fi putut să mai spun niște lucruri, dar sper să completez cu altă ocazie. Ok, numărul 3. Ce aveți pentru luna martie? Hai să vedem. Ce aveți pentru luna martie? Nu mi-am blocat telefonul și sper să nu mă sune nimeni. Oh, wow! Deci nu se poate. Nu se... Ok. Wow! E trăsnet! Cum să le pun, doamne? Mai. Cred că toată lumea începe în trăsnet această primăvară. Cum să pun? Tot 4 cărți au venit și la voi, ca la numărul 2. Mai, că sunteți voi semne de foc, că s-ar putea să vină cineva cu marcaj puternic în semn de foc, berbec, leu sau săgetător, iar, posibil. V-a apărut 7 de cupe, confuzie, stare de visare, aveți opțiuni, dar din toate opțiunile astea, din toți oamenii pe care îi cunoașteți, există unul, mai, da, ce personaj, domnule, regele de bâte, dar ce de bâte, cele mai tari bâte, da, cele mai fierbinți bâte, atât de fierbinți că veți da pe din afară. Va fi trăsnet întâlnirea. Trăsnet. Nu vă așteptați să vă întâlniți cu acest personaj, dar cred că vă pregătește. Vă pregătește o surpriză, pentru că turnul este surpriză. Sunt evenimente neașteptate. Vă pregătește un nou început, un vechi început, n-are cum să fie. Dar vă pregătește ceva. Arzător. Pentru că până acum acest rege de bâte a stat și a visat că sunteți voi, posibil, că este altcineva, iar, posibil, variază că e talare colectivă. Dar regele de bâte a stat și a visat și a zis, păi, nu e pentru mine visarea, pentru mine este acțiunea. Pentru mine este acțiunea. Așa că ia să trec eu la acțiune și să fac o surpriză trăsnet. Să dau pe cineva așa. O să clarific. Să-i dau pe spate. La capătul setului de cărți ce avem? O, da, cineva care vine de la un drum. Ori voi așteptați
acest personaj v-a așteptat, a gândit la voi. Apare și Regina de Cupe, măi, măi, măi. Și atracția, valetul de, spa, de, de bâte. Dar din cauza distanței, dragii mei, din cauza unor motive care v-au separat, nu v-ați văzut suficient. Regina de Cupe parcă în spate, în spate cu acest vale de bâte. Vale de bâte care apare acum sub forma regelui, mami. Probabil că i-ați considerat imaturi sau ceva. A fost o nepotrivire. Pe lângă faptul că ați fost spate în spate, e evident, e metaforic, nu v-ați... Poate că nici nu v-ați întâlnit, interesant. Poate nici nu v-ați întâlnit unii dintre voi până acum, față în față. Urmează să vă vedeți face to face. Și atunci va fi trăsnet, mami. Trăsnet, ia uite. O să clarific, dar eu cred că este o întâlnire trăsnet, nu cred că e separare. Mm-mm. Așa simt. Pentru că în această separare și în această comunicare la distanță s-au dezvoltat emoții, nu doar pasiune, nu doar atracție. A fost atracție. E cineva bogat cu 10 de monede. Iar apare soarele și 8 de monede pe care l-am văzut la ceva asemănător. Am văzut parcă la berbec. O situație la locul de muncă. O situație la locul de muncă. În fine, hai să și clarificăm. Că nu pot să vorbesc doar așa, adică pot, da. Ideea e să și clarific. Nu mai pica, please! Ah, 8 de muncă. 8 de muncă. 8 de monede. 8 de monede. 7 de cupe de două ori a apărut. Da? Deci regele de bâte a avut fantezia, uite. A visat la cineva, un personaj care muncește. Un personaj care iese în evidență. La fel de mult ca și ei, pentru că regele de bâte iese în evidență, da? Nu doar prin pasiune, prin creativitate, prin felul autoritar de a fi, iese în evidență multe, da? Și totuși a visat la acest personaj, preîmpărăteasa și steaua, da? Un personaj independent, singur, posibil, posibil doamnă, pentru că sunt două doamne aici, da? Posibil doamnă, că, da, a picat aici la clarificare la regele de bâte, că sunteți voi doamne, și ei visează, au visat la voi sau sunteți domn și vă gândiți la un personaj mai, care v-a atras atenția, care simțiți că vă este predestinat, care vă vindecă într-un fel. Iar, posibil. Și vreți să manifestați ceva cu valetul de monede. Hai să dăm în continuare clarificările. Cam multe. Ce au vrut să zic? Da, vă doriți un început. Ia uite, apar doi cavaleri. Dar nu pot acum că să-i pun la nicio carte pentru că, da, vă doriți un început, un început trăsnet. Doi cavaleri, vreți să-mi exprimați și emoții, dar și cât de prețioasă e acest personaj pentru voi. Vreți să manifestați un nou început. Hai totul să mai amestec. Clarificăm asul de bâte. Mai, deci nu se poate. Deci cine vine vrea să vorbească foarte mult. Deci am schimbat cărțile și acum iar vin nu știu câte. Fantastic. Fantastic. Deci, băi, asta e, le las așa. Ha. Da. Ce este? Deci astfel de bâta a fost clarificat de turn. Deci aveți de două ori, dragii mei. Măi, ce cărți, ce tale aveți. Doi de cupe de două ori. Și clar, regele de bâte a visat, a avut fantezii. Are și opțiuni, dar dintre toate opțiunile există una mai strălucitoare. Voi. Sau, dacă sunteți voi regele de bâte, dintre toate opțiunile există un personaj pe care îi simțiți ca fiind predestinați, că am văzut steaua, da? Nu v-ați pierdut, da? În explicații. Astfel de bâte, dorința aceasta de a începe ceva nou, a fost clarificat de turn. Apare după o separare. Deci clar a fost o separare, dar la fel de trăsnet va fi și reîntâlnirea și reconstrucția. Deci separarea de cineva v-a făcut mai determinați să o luați de la zero, că am văzut și nebunul, da?
Să începe să manifestați ceva nou. Acum, turnul acesta a fost clarificat. Măi, dar ce cărți! Turnul acesta a fost clarificat de Moartea 2 de bâte și Regina de bâte. Regina de bâte, care iar este clar semn de foc. Poate să fie alt semn de foc. Poate că sunt, eu cred că sunteți amândoi cu marcaj în semn de foc. Ascendent, lună, Venus, soare, ce-ți avea, da? Și unul și altul sunteți pasionari. Pentru că am zis că steaua înseamnă perechea predestinată, da? Și regele de bâte a visat. Regele de bâte a visat la această regină de bâte și a ales-o. Dar a ales-o. Iar apare 3 de bâte de două ori, la distanță. O situație la distanță. Pentru că există acest personaj, regina de cupe, care poate să fie reprezentată și de acest... Are planete în scorpion și din cauza asta este foarte pasională ca un semn de foc. În fine, sper că înțelegeți că... Hai să le pun în ordine. Deci. Să le iau în ordine. Începe cu 7 de cupe și 8 de monede. În primul și în primul rând, haideți să vorbim de voi. Aveți opțiuni. Aveți opțiuni ca să vă reconstruiți viața, da? Aveți opțiuni multe. Dar pentru aceste opțiuni trebuie să munciți. Nu doar că aș putea să fac, aș putea aia, aș putea aia altă. Nu. Pentru fiecare, dacă vreți să iasă bine, trebuie să munciți pe rupte. 8 este numărul scorpionului și avem scorpionul aici. Înseamnă și sex, înseamnă și bani. Pentru scorpion este foarte important și banii și, eu știu, finanțele. Da, cineva clar vrea să se lupte pentru acest nou început. 0 și 5 de bâte. Vreți un nou început. Că sunteți voi, că e altcineva. Cineva este extrem de determinat. Mai ceva decât la numărul 1. Mai ceva decât la numărul 1. Foarte determinat să reconstruiască o separare. Separare, așa simt că a fost o separare. Bine, să-mi continui. Deci aveți opțiuni, trebuie să munciți pentru fiecare opțiune dacă vreți să aveți succes. Pentru că 7 de cupe este urmat de regele de bâte. Vreți să aveți succes? Vreți să vă conduceți viața cu pasiune, cu creativitate? Alegeți din aceste opțiuni, alegeți pe cea care simțiți că rezonează cu sufletul vostru, pentru că sunt bâte și bâtele au nevoie de pasiune, nu poți să lucrezi. Poți. Dar când lucrezi ceva cu drag, ai mai mult spor, da? Asta ca să nu băgăm deocamdată în discuții pe regele de bâte, dar o să facem și asta. Apoi, dacă vreți acest lucru, să fiți cuceritori, să vă guvernați viața și să creați ceva deosebit, trebuie să începeți cu un proiect trăsnet, da? Că simt că sunt lucruri creative pe care vreți să le puneți în practică unii dintre voi. Puteți să începeți cu un proiect trăsnet, cu o idee trăsnet. Ceva ce n-a mai făcut nimeni. E, bine, exagerat. Tot s-a făcut până acum. Dar altfel, dacă știți să faceți proiecte, înțelegeți. Căutați nișa. Nișa aia care vă face unici în ceea ce vreți voi să manifestați. Și apoi, în momentul în care începe să manifestați, vine și turnul. Evenimentul neașteptat, care vă aduce ce vă aduce. Vă aduce transformare, da? Și eventual colaborare cu cineva la distanță, 3 de bâte la distanță. O colaborare, zic așa, pentru că apare regina de bâte și este și regele de bâte. Ar fi două personaje, neapărat pereche intimă, da? Poate să fie și așa, cred că este și intim. Dar dacă ne referim doar la profesional, personajul cu care puteți colabora la fel de bine cu, nu știu, sau cel mai bine. Cel mai bine, da? Cu care puteți să faceți o echipă super tare. Trăsnet. Trăsnet că am văzut de două ori turnul. Acum să revenim și la altfel de interpretare. Există un personaj cu marcaj puternic în semne de foc. Cred că și voi aveți marcaj puternic în semne de foc.
de care la un moment dat v-ați separat, v-ați întâlnit eventual la locul de muncă al unuia dintre voi și au apărut visurile, fanteziile, ceva. Dar dacă. La locul de muncă al unuia dintre voi. Dar clar, regele de bâte visează la ceva frumos. Și există o cupă specială. O cupă specială care sunteți voi. Aici e un personaj, da? Un personaj care radiază. Am văzut și steaua, da? Dați în urmă. Când am clarificat, a apărut steaua. Personajul predestinat. Așa simte acest rege de foc. Și vrea, într-un mod neașteptat, din ce s-a dărâmat din cauza distanțelor că a fost. A fost o situație la distanță, da? Din cauza unor neînțelegeri. Din cauza că nu v-ați văzut suficient sau aproape deloc. Ați fost spate în spate sau, repet, la distanță. Acest personaj este hotărât să înceapă ceva nou cu voi. Pentru că nu acceptă, domnule, înfrângeri și vrea să lupte. Vrea să lupte pentru acest zero. Da? Să manifeste această transformare, turnul și moartea. Moartea ego-ului, ego death, sper, da? Sper. Turnul a fost clarificat, repet, de moartea, de 3 de bâte și regina de bâte. Poate pentru cineva interesant să fie o călătorie care să vă aducă mai aproape de sufletul pereche, de oricătă lume. Interesant mesajul. Pentru că, bine, trebuie să zic și pe chestia asta. O călătorie care trebuie făcută. Poate a murit cineva și trebuie să mergeți la o mormântare. Și la știu că e ciudat. Mie mi s-a întâmplat. Și la mormântarea aia să... Nu neapărat la mormântare musai. Sau la... Ce se mai face după mormântare? Ah, când scapă, că vorba aia am făcut ani de zile. Pomană. La pomană, da? O mormântare sau pomană. E o călătorie care trebuie făcută la distanță și este o mormântare și o pomană. Pentru că apare totuși turnul. Poate moare cineva într-un mod neașteptat. Cineva, o rudă, cineva, o chestie, da? Și trebuie să facă o călătorie. E o călătorie care, v-am zis, ori legată de o... are legătură cu mormântarea cuiva sau cu pomana cuiva. Și la acea călătorie nu musai în întâlnire, deși s-au întâmplat cazuri și de-astea, nu musai la pomană sau la când te duci la cimitir. Nu. Că omul, dacă face o călătorie cu acest scop, mai stă câtva timp, da? La acel drum să-și întâlnească perechea aceasta pe care a așteptat-o. Nu știu, de ca și când la... sper că înțelegeți. De ca și când la acest drum se rezolvă două situații, două bâte. În problema de familie, cu moartea, pomana, cu nu știu ce, și problema cealaltă, personală, în care... se întâlnesc față în față, face to face, regele și regina, da? Două personaje, ia se pun și o față în față. În sfârșit stau și ei față în față, da? Două personaje față în față, care până acum au fost spate în spate. Și asta e, ai impresia la un moment dat, că e prea emoțională, dar când o vezi față în față, îți dai seama că nu e chiar atât de emoțională, poate să fie și rațională, poate să fie și pasională, poate să fie în toate felurile, da? Ai impresia că este prea imatur, prea obsedat de sex sau prea pueril sau prea neexperimentat, dar în față îți dai seama că are multă experiență, autoritate, da? Suficientă cât să-ți fie perechea perfectă, o perioadă sau cine știe cât o vrea Dumnezeu. Băi, mă înțelegeți? E jale. Trăsnet. Hai să vedem. Pentru că este evident cu acest nebun și 5 de monede că se vrea această recucerire. Cucerirea Constantinopolului. Chiar vreau să-l văd. Fatih. Este un film superb. Superb. Vi-l recomand. Am început să-l văd ieri, dar n-am reușit să-l termin. Am avut probleme cu internetul și apoi... în fine. Hai să vedem care e spiritul vostru. Care e spiritul vostru? Totemul vostru în această
Oh, bzz, 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 bzz. Starfish. Regele de cupe și am văzut și regina de cupe aici. Am zis că sunteți și pasional și emoțional și unul și celălalt. La capătul setului de cărți, regele de cupe, care ce face? Transmite emoțiile într-un mod intuitiv, telepat. Uf, 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 hot, hot. Și cobra, și cobra. Măi, și pasiune și emoții, și dragoste și atracție sexuală. Deci, ce aveți de făcut? În primul rând să schimbați energia, pentru că 5 înseamnă schimbare, să fiți creativi. Am vorbit de creativitate mai devreme, dacă e vorba de proiecte, da? Și chiar dacă e vorba să vă întâlnesc cu acest personaj, acest personaj trebuie să fie creativ, că 5 de bâte este creativ, trebuie să fie creativ, dar și 5 de cupe în această carte. Iar pentru că este stea, este personajul predestinat. Sunteți predestinați să vă întâlniți cu, să vă întâlniți și să manifestați ceva, să manifestați ceva împreună. Așa, bâz, bâz. Ce simt la această albinuță? Interesant, albinuța face miere. Mie mi se pare o magiciană, o magician, nu, bondarul nu, albinuța. E o vrăjitoare, în sens bun, alchimizează polenul respectiv, transformă. Și leg de această moarte, de această transformare de 8 de monede, care iar înseamnă alchimie, înseamnă transformare, transformăm visele, visurile în realitate, fanteziile în realitate. Dacă cineva are fantezii cu cineva, vrea să le pună în realitate, dar nu la modul superficial, nu, chiar e potențial de pereche aici. În fine, deci aici este transformare. Transformare interioară, pentru că e casa, cartea a venit invers. În momentul în care vă transforma sau se transformă acest personaj, poate acest personaj se transformă și vine determinat să vă întâlnească, da, regele și regina. Și transformarea este în sens pozitiv, într-un mod creativ și emoțional. E frumos. E frumos. E semn de aer. Probabil că ați comunicat oarecum nepotrivit. Iar am văzut turnul. Nepotrivit. Poate v-ați înțepat unul pe celălalt. O, da. V-ați înțepat unul pe celălalt. Ai, 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 ai. Am văzut împărăteasa. V-ați transformat. Și v-ați și transformat. Da? Unul pe celălalt într-un fel sau altul. Hai să vedem viața intimă, dacă veți avea. Măcar un pupic, o îmbrățișare. Pupic, îmbrățișare. Măcar. Una. Ia să vedem ce a ieșit. Regele de cupe, mami. Wow, pe bune. Deci nu e doar pasiune, e și dragoste. De a doua oară când apare, fiți atenți, măi, oamenilor. Dragii mei frumoși mei. Ce pasiune! E și dragoste, măi. Dragoste și tandrețe. Poate fi și tandrețe, poate fi și cel mai sexy sex pe care l-ați avut vreodată. Ia uite, 7 de cupe. Iar ați visat foarte mult. S-a stagnat, s-a studiat problema până s-a venit inspirația. Dar cineva este gelos și vrea să nu mai fie gelos, vrea să fie față în față. Și să-și ia premiul. Interesant. Mai dă-mi o carte. Mai dă-mi o carte, încă o carte pentru numărul 3. Și când zic regele de bâte, nu simuse, dar cred că are planete în semne de foc. Cineva foarte pasional. Poate să fie berbec, leu, săgetător, dar poate să fie orice alt semn care are planete și se manifestă așa. Unde era? Ce a sărit? Ok.
Ok. Din punct de vedere intim, cred că aveți regele de cupe, o dragoste profundă, spânzuratul, așteptare, sacrificiu, iluminare, nu vreau să zic judecată, dar trebuia să... Dar e de fapt justiția. Dorința de a echilibra situația și 5 de monede. 5 de monede. La capătul setului de cărți, eremitul, singurătate, confuzie emoționale, da, luna, și îndrăgostiții și iar regele de bâte. Regele de bâte cu asul de spade. Da, regele de bâte care vrea să vă cucerească. Vrea să vă cucerească, măi, care până acum s-a abținut, da, puterea, s-a abținut, s-a luptat și cu voi și cu ego-ul lor, nu a arătat ce simte, dar vrea să vă cucerească. Stai, unde era? Așa. Și în primul, simte că sunteți perechea, regele și regina, da? Și am văzut mai devreme, regele și regina, că sunteți egalii, egalele lor, da? Dar pentru asta, știu că trebuie să se dezlege. Pentru mine, asul de spade în aceste de cărți nu înseamnă, nu înseamnă legături, înseamnă dezlegări. Apropo de videoclipul care l-am făcut ieri, dezlegări de trecut, ca să puteți manifesta acest nou început. Nu cred că spadele leagă. Deci pentru mine, poate să zică cineva ce o vrea, pentru mine spadele nu leagă. Leagă monedele, leagă emoțiile, dar poate să lege și bâtele, dar nu spadele. Da. Pentru că există dragoste. Există dragoste, dar mai există cineva, a fost cineva undeva în planul 2 și din acest motiv, acest rege de ciofiel, de bâte, zicem, acest personaj foarte pasional, trebuie să se dezlege de cineva, da? De al doilea personaj, ca să puteți să manifestați această întâlnire. Care până acum a creat confuzii. Ia uite, luna, fantezii, fantezii o grămadă. De 2 ori 7 de cupe și luna. Ia uite. Asta și s-a gândit. A, dar cum va fi când o să fim noi doi împreună? Sau, a, eu sunt singură aici sau singură așa și dacă cumva are pe cineva și e mai bine, ia să fac eu în așa fel încât să vin și să mă întâlnesc. Da? Pentru că, de fapt, ce este? De fapt, este dragoste foarte profundă, da? Foarte profundă. Din punct de vedere intim, până acum a apărut bâte, dar din punct de vedere intim este o lume, nu știu cum să explic, o legătură emoțională extrem de puternică. Extrem de puternică. Și pentru că s-a așteptat, pentru că a fost o situație la distanță, a apărut 3 de bâte de 2 ori, da? Pentru că au fost și niște separări, da? 3 de bâte în situații la distanță. Pentru că au fost și 2 turnuri, sau cel puțin unul, și moartea, și transformarea, și spânzuratul, se dorește acum reechilibrarea. Ce înseamnă reechilibrarea? Am zis, aici este cineva legat, într-adevăr. Mai până să vă legați voi și să vă pupați, să vă iubiți, să vă explorați corpul. Da, sunt cărți intime, dar eu cred că este dezlegarea de cealaltă parteneră sau celălalt partener. Dezlegarea. Eliberarea. Este o eliberare. Eu așa-l văd. Asul de spade, eliberare. De carme. Și asta se manifestă prin această justiție. Vreți să echilibrați situația. Că sunteți voi, că sunt ei. Vreți să vă echilibrați viața sexuală, că e casa opta, viața intimă. Oh, și cu asul de bâte și cu 2 turnuri. Vor fi niște orgasme foarte intense, dar că ăsta e turnul. Să fim serioși, ce poate să reprezinte decât un orgasm trăsnet, da? Și cu asul de bâte lucrurile sunt foarte fierbinți. Dar, ca să se ajungă acolo, trebuie să se transforme o situație. Însă, întâlnirea, dacă reușiți să vă întâlniți în martie sau în perioada următoare, întâlnirea va fi mult mai emoțională și mai delicată și veți avea parte de focul acesta pe care l-am arătat mai devreme cu altă ocazie. Vreți să fiți în echilibru.
Și sunteți conștienți că după atâta stagnare, nu cred că veți sări unul pe celălalt, cred că veți fi un pic precauți și vă veți bucura de niște sărutări pasionale, de exprimare pe cale artistică. Am vorbit de artă, de faptul că regele de bătăie e creativ. Poate că îi place muzica, să se exprime prin muzică, în fine. Altfel de exprimare va fi. Deocamdată. Dar focul există. Pentru că acum se dorește reconstrucția și nu poți să construiești ceva din prima, da? Ai nevoie să pui cărămidă, ai nevoie să îți atingi sufletul, ai nevoie să îți îmbrațe personajul drag, să-l săruți, să-l deguști și încet, încet se echilibrează lucrurile. Pentru că până acum v-ați studiat, v-ați tatonat, v-ați spionat, da? Dar va veni și pasiunea. Dacă ar fi să vă întâlniți în această perioadă, repet, veți simți mai mult la nivel emoțional această întâlnire. Vă veți mângâia prin păr, vă veți alinta, vă veți oferi chestii drăguțe. Veți ieși la un restaurant, eventual, veți mânca împreună. Da? Aici, la balanță, talerii sunt plini cu bunătăți, cu fructe, cu bomboane, cu ceva și veți comunica. Este mult mai importantă comunicarea în această perioadă, să vă lămuriți, să vă cunoașteți, pentru că, repet, până acum nu v-ați întâlnit unii face-to-face sau nu v-ați înțeles suficient. Eu așa văd cărțile, dragii mei, și sper că v-a plăcut și vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Pa, pa!